cadrul campaniei Da pentru Sport vă prezentăm copiii de la Clubul Sportiv Municipal Avântul, pregătiți de antrenorul Vili Stoica. Astăzi îl cunoașteți pe Dragoș Rânja. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Daregin TV și normal Da pentru Sport. Campania pe care ne-am gândit să o aducem în fața reghinenilor pentru a vă prezenta tineri talentați reghineni. Normal, acum ne referim la fotbal. Stadionul Avântul, ne aflăm în tribuna recent renovată, trebuie să repet pentru că arată foarte bine și așteaptă spectatorii pentru returul de campionat. Invitatul meu de astăzi este Dragoș Rânja. Salut, Dragoș, bun venit. Salut. Și te rog o scurtă prezentare. Păi, în primul rând mă numesc Rânja Dragoș, cum am mai spus. Am 15 ani, aproximativ 16, peste o lună. Joc fotbal de 3 ani. Da. Și de când sunt aici la Avânt, am început să progresez destul de mult. Pe ce poți joci? Pe centru, mijlocaș central. Mijlocaș central. Da. Mai defensiv, mai ofensiv, cam cum? Mai ofensiv. Mai ofensiv, bun, da. Ok. La școală? Păi, sunt aici la Petru Maior, da. Profil electric și merge foarte bine. Mă descurc, okay. Foarte bine. Te descurci, școală, da. Antrenamente, tot? Da, da? Nu e problemă. Nu e problemă. Nu. Bun. Acum, dacă tot joci mijlocaș central așa, și tu ești totuși fizic, arăți deja peste unii din colegii tăi, da. Cum e în campionat? Păi, spre, cum să spun, în ultimele meciuri nu am arătat, nu am dat dovadă de... Deci n-ați avut rezultate nu chiar. Nu am avut rezultate, da. Chiar bune, dar sperăm acum pe retur să fie mai bine. Ne-am antrenat foarte bine, am făcut și un cantonament și ne-am descurcat foarte bine. Uite, de ce întreb? Pentru că știu că e o diferență de vârstă, da. La unde v-ați înscris voi, dar e un lucru benefic pentru că vă întâlniți cu adversari mai puternici. Acum pentru tine e cam acolo, da? Bun. Doar că e un an diferență. Dar spune mie, cum te împaci cu colegii? Foarte bine, nu sunt probleme deloc. Cine? Cu antrenorul foarte bine. Antrenorul? Stoica Vilmoș. Bun, ok. Nu știu, așa ca și jucător, te-ai uitat la el. Ce îți place la el? Păi, ca tot jucător. Stilul. Stilul lui, da. Da. De mare jucător, da. Într-adevăr, încă de mare jucător. S-a remarcat acum prin multe goluri. Da, într-adevăr. Nu știu, îți place să execuți lovituri libere? Da, bineînțeles. Da, da. Bun. Și la cap? Da. Și la cap, bun. Înseamnă că poți să dai, da. Gol, da? Din diferite poziții, nu e o problemă. Mă avantajează și înălțimea. Da, tocmai asta e, ziceam, gabaritul tău, da. Te ajută. Încă ceva. E un joc colectiv ce jucați voi? Așa? Sau aveți mingicari între voi care mai iau așa, mai uită de ei? Mai sunt mai câțiva sunt. Din ei. Da, pot să spun că și eu câteodată. Da, dar bine, nu e rău dacă e în slujba echipei. Dar, da. Ideea e să nu se exagereze. Da. Bun. Cum îți vezi drumul tău mai departe? Păi, nu știu ce să spun. Adică te vezi jucând, să spunem, de la junior, nu știu, la echipa mare? Da, să spunem, la echipa mare, pas. Da. Da. Primul pas la echipa mare. Bun. Și dacă, nu se știe niciodată, da. Poate erup, poate ceva se întâmplă. E bine venit. Da, e bine venit, da. Orice. Orice drum, orice da. Locație, să zicem, undeva, da. Unde să-ți fie bine. Vrei să-ți faci o carieră din da, fotbal? Bineînțeles. Da, bun, în regulă. Ai vrea să, nu știu, un jucător preferat, să-mi spui? Nemanja Matic, de la Chelsea. Bun. Momentan. Da, și din România, un român? Din România, nu știu ce să spun. nu prea. Florin Gardor, care ar mai fi. Așa, care ți s-ar apropia, da. Puțin de ceea ce să-ți placă ție. Și o echipă preferat? O echipă Steaua. Steaua. De mic copil. Steaua de mic copil. Da. Și de afară? De afară Real Madrid și puțin Chelsea. Puțin Chelsea, da, da, puțin e bine spus. Da. Apropo, nu știu, te-ai gândit la un moment dat să faci carieră, cum ai spus, dar la națională te-ai gândit M-am să gândit. Poți să ajungi acolo? Da, ar fi un pas destul de bun pentru mine. Da? Da. Crezi că suntem pe drumul bun, ai văzut acum tot felul de schimbări, de da, și da, națională da. Începe, da? Dar de ce o luăm de jos, tăiem da. Rău din rădăcină, suntem pe un drum bun, da? 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 Și asta îți va folosi și ție și celor din generația da. Ta. Bun, ok. Dragoș, multă baftă în continuare. Mulțumesc. Succes, visele tale să devină da. Realitate și să auzim de tine la un moment da. Dat, chiar jucător la națională, da. De ce nu? O echipă mare de afară îți doresc din tot sufletul. Mulțumesc. Așadar, doamnelor, domnilor, invitatul meu de astăzi, Dragoș Rânja, un viitor star, să sperăm, e momentan aici la Avântul, dar cu siguranță vom mai auzi de el. Până la o nouă întâlnire, aici la Da pentru Sport, sunt Ghiță Zileru, numai bine!
Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginean, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine, la aceeași oră. La revedere!